Salut, prieteni! Sunt Horia și astăzi, din seria Fă și tu cu mine, am să vă prezint cum îmi fac aceste containere în care eu îmi țin diferite materiale pentru a prins focul, dar pot să-mi țin și sare sau piper sau orice prafuri magice, între ghilimele, pe care le folosesc în ieșirile mele. Avantajul este că sunt rezistente, nu ocupă mult loc. Și ceea ce mie unuia îmi place, e vorba și în acest caz de o refolosire, o reciclare a unor obiecte pe care altfel poate le-am arunca. În cazul de față e vorba despre niște peturi de apă minerală. Așa cum știți, unei din ieșirile mele trecute, am recoltat coajă de pin cu rășină. Rășina mai curată am folosit-o pentru alte experimente, dar această coajă poate fi foarte bine folosită pentru aprinsul focului. De asemenea, pentru aprinsul focului mai folosesc coajă de mesteacă. Astea toate intră foarte bine în aceste containere și care au avantajul că, având două capace, îmi permit să scot foarte ușor chiar și aceste bucăți de coajă care altfel se mulează pe capac și care nu pot fi scoase, nu cad. Mai completăm cu bucățele de coajă, care fiecare poate fi aprinsă separat. Și avem un mic container cu obiecte inflamabile, potrivite pentru aprinsul focului. Aici am rezultatul unui alt experiment care de asemenea poate fi folosit pentru aprinsul focului. Și acum să vedem cum le facem. Așa cum spuneam, sunt compuse din gâturi de pet de apă pe care le refolosim. Practic vom tăia, după ce am tăiat grosier gâtul sticlei, gâtul petului, vom tăia cu, nu contează exact cu ce, imediat sub acel gule. Vom încerca să facem o tăietură cât mai dreaptă și cât mai curată. Ca să nu vă plictisesc, o să dăm pe repede înainte. După ce facem o tăietură cât mai dreaptă și cât mai curată, urmează șlefuirea pe o foaie de șmirglu. Eu am folosit granulat de 120. După șmirgluire, urmează lipirea. Eu am folosit adeziv de la Bizon. După care urmează o potrivire a bucăților și o prindere în presă, urmată de așteptarea pentru uscare.